două sfaturi de iarnă că tot se apropie iarna. Prima, eu am încetat să mai pun lichid de parbriz de vară. Deci am găsit pe EMAG chestia asta, minus 20, și pun numai de iarnă. Pentru că aici eu stau în Brașov, unde este o zonă care ziua este relativ ok, noaptea scade foarte mult. Deci noaptea scade foarte mult temperatura și noaptea era frig și îngheța și așa mai departe. Și am zis, ok, pun numai lichid de parbriz de iarnă și scap de o grijă, așa că iarna îmi cumpăr două, trei bidoane și stau liniștit. A doua chestie, vreau să vă arăt racleta de parbriz. Eu folosesc chestia asta, vă recomand foarte, foarte tare. Este o chestie 30-40 cm, cred că are 40, nu știu. Prima chestie este peria de dat zăpada după mașină. Vedeți, este lungă, este un picuț lungă, înseamnă că poți să atingi, să ajungi mai departe. Poți să dai pe parbriz să nu zboare zăpada când pornești. A doua chestie este racleta, care tot la fel este un picuț mare și are și chestia asta de burete, dacă n-ai mănușă, să nu-ți înghețe mâna. Buretele ăsta ține un picuț de cald. Un alt sfat este, în momentul în care este frig și trebuie să dați gheața după parbriz și după laterale, este întâi porniți mașina, porniți zaburirea și abia după aia luați racleta din mașină și dați gheața. Nu întâi dați gheața și după aceea porniți mașina, da? E oarecum la mintea cucoșului pentru unii, dar nu pentru toți.